Bună seara, bine ne-am regăsit în cartierul Ferestrelor Luminate din Cărturești pentru a lansa o carte. O carte de poezie, nu de versuri, nu de poeme, o carte de poezie cum scrie roșu pe alb pe coperta Coerența Labirintică, volum alternativ continuu, semnat de Vasile Gribincea, din care, pentru început, pentru a da tonalitatea, mă rog, acestei lansări, acestui dialog, o să citesc câteva versuri. Să accepți că poți să accepți ca să poți înțelege, să înțelegi ca să poți accepta, să găsești ordinea potrivită, mai ales când nu mai e doar una. Vocele tale conținându-te mai limpede fiecare decât cealaltă. Avem câteva voci în această seară. O salut pe Tatiana Țibuleac de la Paris. Bună seara, Tatiana! Bună seara! Îl salut pe Rareș Moldovan de la Cluj. Bună seara, Rareș! Bună seara! Bună seara, Vasile Gribincea, autorul acestei cărți. Bună seara și vă mulțumesc tuturor. Cel care vă vorbește este același dintotdeauna. Am ținut să pornesc cu aceste câteva versuri, pentru că mi se pare una dintre foarte multele chei prin care se poate descuia acest volum în egală măsură și empatic și emoționant, dar și construit și academic. Atunci când discutam cu pe atunci viitorii invitați, reacțiile au fost diferite. Adică cineva a văzut partea, zicem, de construct academică, cineva a văzut partea foarte cald umană. Poate și selecția de aici vine pentru că cel puțin unul dintre invitat este invitata lui Vasile Gribincea și celălalt invitat este invitatul meu. De fapt, sunt invitați toți cei care au deschis, care vor deschide cartea, pentru că, în mod sigur, și cei care vor citi vor avea multe lucruri de spus. O să încep chiar cu autorul, pentru că îmi place să pun într-un anumit context această discuție. Amintesc că volumul alternativ continuu, Coerența Labirintică, apărea în una din zilele lunii mai. S-a citit din el pentru prima oară și cred că ai ținut cartea prima oară de Zilele Literaturii Române la Chișinău, la o seară de poezie în care am mai citit Svetlana Cârsteană, Radu Vancu, Răzvan Andrei, Vasile Gribincea și Moni Stănilă pe ultima sută de metri apărut în librărie. Și la foarte scurt timp această carte a avut o lansare, după mine, foarte frumoasă la Bookfest, la Târgul de Carte. E ceva distanță, deci, de la momentul apariției până acum, și vreau să-l întreb pe Vasile dacă te regăsești într-un tot în această carte, mai cu seamă că deja sunt câteva cronici la carte care propun fiecare o anumită abordare, adică te poți vedea nu doar în carte, ci și în oglinzile critice. Te rog. Da, vă mulțumesc pentru această întrebare surprinzătoare. Mă regăsesc în măsura în care atunci când am încheiat cartea, am simțit că ea s-a desprins. Ea a căpătat o autonomie în condițiile căreia nu am avut de ce să-i refuz dreptul la viață. Altfel, ea însăși sintetizează și, sper, armonizează diverse vârste. Nu întâmplător am specificat faptul că ea încorporează poezie scrisă între 2016 și 2023 și poate specificul regăsirii, atâta cât poate rămâne în timp, și cred că e nevoie de mai mult timp pentru a putea da un răspuns concludent la această întrebare, specificul regăsirii ar putea fi sugerat de imaginea scării lăsate în urmă, pentru a nu spune chiar a scării aruncate din tractatusul lui Wittgenstein. Mai mult sau mai puțin, cam așa m-am simțit, dar am avut mai multe semne care mi-au sugerat că încheierea etapei respective, care coincide cu trecerea spre alte faze,
trebuia să se producă anume așa. S-a și întâmplat. Ziceai de aruncarea scării și un om care, în mod sigur, că a aruncat o scară după ce foarte mult timp a urcat pe ea, este Rareș Moldovan cu traducerea lui Ulise. Și amintesc pentru un public mai larg și sper că ne aude toată lumea. Deci ne-am văzut cu Rareș Moldovan la acel bookfest de care pomenit puțin mai înainte, exact în seara în care urma să lansăm și cartea lui Vasile Gribince, doar că din câte mi-amintesc Rareș a lansat cartea pe la 3 după amiază și cartea lui Vasile a fost mai spre seară. Rareș, pe mine, de exemplu, nu mă surprinde că Vasile a fost foarte încântat că vei vorbi la această lansare de carte, pentru că e o componentă intelectuală foarte clară care definește și scrisul Vasile și, evident, și scrisul tău. Cum vezi din perspectiva, bun, unui om care a mâncat toată viața pe pâine literatură, această carte de poezie? Da, bună seara. Aveam atunci un avion de prins și... L-am prins, da. Deci n-am apucat să stau la lansare. Pe de altă parte, surprinsă am fost eu atunci de invitația de a participa la lansare și având în vedere faptul că despre poezie n-am mai scris și n-am mai vorbit de multă vreme. Și așa a fost o invitație inedită, revenită acum, iată, din partea lui Emilian și la care am răspuns cu plăcere. Nu știu. Și nu știu cum, care era întrebarea. Întrebarea, fă-ne intrat. Este, dar care era întrebarea? Da. Era vorba de a privi cartea de poezie dintr-o perspectivă oarecum a intelectualului universitar care s-a ocupat cu literatura o vreme sau mai îndelungată. Și sigur că făcând aceste lucruri nu poți să nu citești cărțile de poezie, cele de poezie printre ele, fără această practică pe care ai tot ascuțit-o de a recunoaște, da, în ceea ce citești, ecourile unor influențe sau ecourile sedimentate ale altor voci, da? Cum spunea da, Elie. Că tot vorbeam de voci, da, exact. Da, vorbeam de voci. Ori dacă, așa cum spune Vasilea, e vorba de o scară aruncată, da, lăsată în urmă, atunci noi suntem acei oameni ciudați care au găsit această scară în iarbă ca un obiect și, fără să știe că e o scară aruncată, se apucă să se uite la ea, să o investigheze și eventual să o proptească de ceva, să vadă până unde se poate urca pe ea. Da, în poezia lui Vasile, și nu vreau să mă lungesc, pentru că poate purtăm un dialog și intervenim oarecum punctual, se simte această latură a unui autor erudit. E și o erudiție, o erudiție a debutantului. Nu? Vasile spunea că sunt poeme scrise de la 19 ani la 26, dacă nu mă înșel, calculând eu anii. Se simte în ele nu doar procesul prin care el se conturează pe sine ca voce poetică, ci și procesul prin care se raportează din ce în ce mai conștient la vocile poetice, unele dintre ele citate cum să spun, amintite. Sau prin dedicații inclusiv. Sau prin dedicații inclusiv. Sigur că există un anumit nivel de name-dropping acceptabil în poezie, da? Nu doar în motto, ci și în vers. Da, este o factură a poeziei sale, această erudiție purtată la rever, dar și ea este, trebuie amintit, sau așa mi se pare mie, e oarecum în contradirecției de astăzi, cel puțin din poezia de la noi, unde în siajul încă al poeziei poeților 2000-iști, da, oarecum se maschează, se deghizează erudiția aparentă sau aparența erudiției în propriile versuri. Deci ea merge oarecum în răspăr față de ce ar putea să fie, sau față de ce vedem în jurul nostru că ar fi vocile predominante. Ceea ce, bineînțeles că nu e un lucru care întotdeauna merge în răspăr. E o virtute și o vocație. Sau de multe ori, întotdeauna. De multe ori.
mai ales atunci când ai un discurs structurat și acest discurs care merge cumva în răspăr este și foarte bine orchestrat, adică e o chestie asumată. Pentru mine asta e foarte important când un autor cumva de la bun început își definește și cred că acele dedicații, acele alte voci de care vorbeai mai sus sunt ca niște coordonate pe o hartă sinoptică în care oricum te plasezi în raport cu cineva, pentru că nu ne inventăm, adică oricât am vrea să ne inventăm ca poeți, oricum ne inventăm a partir de, și harta aceasta sinoptică este foarte importantă, mai ales atunci când pe ea se regăsesc nu doar niște repere ale, zicem, poeziei, dar și Kieślowski, dar și Sznitki, dar și autor de cu tot o altă factură. Și aici deschide puțin perspectiva spre, zicem, un anumit tip de intelectual care nu este doar neapărat de sorginte filologică, pentru că chit că Vasile a făcut și literele și face un doctorat în litere, dar erudiția lui merge mult mai departe sau mult mai amplu decât pura filologie. Asta a fost ca să închei un gând pe care l-ai spus puțin mai sus. Merg puțin mai departe, adică tocmai de la Cluj la Paris, spunându-i Tatiane că pentru mine a fost cumva absolut firesc când Vasile aproape din prima a rostit numele tău, pentru că vă amintesc celor care n-ați fost de față, vorba vine, că v-ați regăsit Vasile și Tatiana în ultima din acele zile ale literaturii române la Chișinău. A fost o foarte frumoasă întâlnire la Muzeul de Literaturi și odată în plus îi spun Marie Șleachtițchi că acele întâlniri chiar cumva structurează Chișinăul nostru literar. Este un loc în care ne regăsim cu toții și eu am văzut așa cu colțul ochiului cum ați făcut și schimb de cărți și mai departe. Adevărul este că în cele două romane semnate de Tatiana Țibuleac și publicate la Cartier este și foarte multă poezie condensată, cum doar proza de mare calitate știe să o facă, adică la intensitatea trăire, pentru că poezia nu înseamnă neapărat să versifici, să pui, știu, rime sau să găsești un ritm. E nevoie de o anumită scritură foarte densă, foarte, foarte intens trăită. Tatiana, ai spus că da, nu ai un discurs academic, nici nu se cere un discurs academic în cazul de față. Am zis, cum a zis și Rareș, discutăm de fapt, dar sigur că sunt foarte curios să văd cum ai citit, să aud cum ai citit tu această carte și cum experiența unui scriitor deja cu o cărțile și nu doar apărute, traduse, având o foarte largă circulație, cum se raportează la un volum care un volum de debut, nota bene, care după mine este totuși unul de excepție. Da, sunt convinsă că va fi o discuție foarte așa grea, academică, profesionistă, aproape mă temam de ea, dar m-am gândit că între tine și Rare și nu poate ieși altceva, așa că mă întind eu prima la această bucată mai puțin dorită, la această felie care se numește emoție. Bun, Vasile este un copil precoce al literaturii, basa e clar, el știe, o știe, ne-o spune de fiecare dată când are ocazia, e clar. Totuși, dacă a început această bătălie a imaginilor, o să arunc și eu una pe masă. Mie, cartea lui Vasile mi-a amintit aceste vitrine de sticlă care în trecut erau ținute în antreu. Și atunci când așteptai, în timp ce așteptai să fii invitat la masă, trăgeai cu ochiul ea și îți dădeai seama pe loc în ce familie ai ajuns. Fie că e o familie de muzicieni, fie că e o familie de, nu știu, pasionați de călătorii sau de fluturi sau de arme. Asta face Vasile în debutul său. De fapt, e o vitrină cartea lui în care el ne arată cine este. Și mi se pare că rare ori am întâlnit pe cineva care cu atâta migală, uneori mai chinuit, alteori cu recunoștință, ceea ce se întâlnește foarte rar astăzi. Un autor trimite la maestrii, la cărțile, la muzica care l-a format. Și mi-a plăcut asta, în primul rând. E probabil un strat așa mai greu de pătruns, dar în timp ce sapi în el, găsești altceva și găsești un Vasile care scrie și învață singur, dar trăiește cu cineva. Pentru că am impresia că filtrul poeziei lui întotdeauna este altcineva. Și are nevoie de oameni ca să poată să înainteze, ca să poată să-și răspundă la întrebări. Am aici câteva, mi-am scos niște versuri care m-au plăcut în mod special și am
Văzut că autorul ne cere la un moment dat, nu mă reduce la mintea mea. Și recunosc că chiar asta a fost cheia lecturii și relecturii mele. Am încercat să nu-l reduc pe Vasile la minte. Am căutat acea inimă de care vorbeam un pic mai devreme. Împreună am văzut ce n-a văzut fiecare. Cum ai vrea să tot trăiești doar pentru ca cineva să nu simtă că moartea ta e cel mai rău lucru care i s-a întâmplat. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta, poate pentru că am trecut prin moarte, am trecut prin despărțire, am trecut prin dorința asta de a putea prelungi viața cuiva și, de fapt, pentru mine asta a fost frumusețea, cred că, de cel mai multe ori în carte, când cineva care știe, care învață, pentru care învățatul este un mod de viață, de fapt, se împiedică sau rămâne la niște lucruri foarte simple, care sunt întrebări care îl chinuie și cred că asta mi-a plăcut foarte tare. Cum spuneam, Vasile, practic niciodată nu este singur, îți vorbesc în măsura în care îmi vorbești, vorbești prin mine, îți vorbesc. Fiecare e mai mult în celălalt, mai mult celălalt. Suntem unici și asta ne face la fel, mi-a spus ea și atunci am înțeles, va dura, va durea. A fost o lectură care a durat și la care am revenit și mai am ceva de spus, dar nu vreau să vorbesc doar eu, așa că te las să mai ai niște întrebări. Da, și deci ne mutăm accentul, tu devii moderatoarea mea. Este foarte adevărat ce spui tu de nevoie relecturii și de acest gen de carte care te solicite ca un fel de bandă care se rotește la nesfârșit și de fiecare dată descoperi pe ea altfel de puncte, cum există într-un vers al lui Vasile, în care orice punct de pe bandă poate fi începutul, cum acolo, elipsii sau mai țin minte exact. Pare rău că... spirale. Da, spirale, exact. De fapt, e într-un fel aproape nedrept să se vorbească despre acest gen de carte, pentru că fiind o carte foarte atent scrisă și cu atenție de asta cărturărească aproape exacerbată, orice aproximație, a cita aproximativ un vers este o mică impietate și de aia scuzele de regoare, dar sigur că în momentul în care voi scrie despre carte, voi cita foarte exact. Altminter, apropo de scris despre carte sau scris pe carte, mie mi s-a întâmplat în ultimii, zicem, 7-8 ani, bun, am văzut foarte multe debuturi, au trecut prin mâinile mele foarte multe manuscrise, sigur că sunt niște autori cu care empatizez din prima sau te regăsești cumva pe tine în poate nici nu pe tine cel care ai fost, dar cel care ai fi vrut să fii la 25 sau în perioada debutului. Evident, eu n-am avut așa și nici nu pot să imaginez că aș fi avut o șansă de genul acesta pentru a debuta la 20 și ceva de ani. De ce spun asta? Pentru că recitind inclusiv astăzi de dimineață cartea și spre surprinderea mea făcând cu totul alte sublinieri decât la prima lectură și am acasă manuscrisul primei corecturi în care se pot vedea sublinierele mele, deci mi-am dat seama cât e de, e ca un fel de relief în mișcare, cât e de mișcătoare această structură, pentru că e vorba de o structură suficient de sofisticată cu cifra 7 și toate, mă rog, toate componentele ei. Și o să închei spunând doar că din toate manuscrisele pe care, deci, care unele dintre ele au ajuns cărți și inclusiv la cartier, deci am scris cu foarte mare încântare despre trei debuturi. Este vorba de Aura Maro cu Dute Free, despre Alex Cosmescu, are un titlu prea lung și mă tem să nu mă potecnesc, așa că o să zic doar de Alex Cosmescu, și mai încoace de Coerența Labirintică, volum alternativ continuu, și eu cred că este o chestie foarte bună că această precizare cumva face parte din titlu și că cuvântul poezie este cumva scos în față. Bun, a făcut o paranteză foarte largă pentru ca Rareș să-și tragă aer în piept, să intre deja nemijlocit în carte ca un prof sau ca un cititor de poezie. Cum vrei tu, Rareș? Nu vreau să intru ca un prof, dar niciodată nu mă apropiu de cărți ca din perspectivă profesorală. Eu n-am empatizat cu poezia lui Vasile din prima, am început să empatizez din a doua. Adică am un mod al poeziei la care rezonez mai imediat decât la modul său în care scrie el, dar am început la o... pentru că nu trebuie să ne lăsăm duși de primele empatii sau de primele afinități pe care le simțim.
La a doua lectură am început să văd dincolo de structură și lucrul despre care vorbea Tatiana, și anume factura afectivă, emoțională a volumului. Faptul că, sigur că stereotipia ne spune că dacă o poezie este intelectualizantă, da, ea este erudită, atunci cel mai probabil va lipsi emoția. Nu e adevărat, pentru că dacă citim cartea, există în ea un întreg registru de, de sensibilitate, de vulnerabilitate și de retractilitate și un întreg subtext afectiv pe care toată această armură intelectuală nu reușește să-l acopere. Sau de altfel, bănuiesc că nici intenția n-a fost de a-l acoperi, ci de a-l proteja cumva în sensul acela. Așa, cam asta a fost mica mea experiență cu de cititor mai mult sau mai puțin empatic cu poezia lui Vasile Gribincea. Sigur că am fost de la bun început atras de structura volumului. Da? Ea are, cartea poate fi citită, să fac acest spoiler sau să tac? Nu, se face. Da. Acum bun. Vorbim. Ea poate fi citită cel puțin în două moduri, de la pagina 1 la pagina 140 sau cât e mai mult de atât, 160. E de altfel un volum consistent, da? E mai consistent decât un volum oarecare de poezie. Deci poți să-l citești așa continuu, da? Bănesc, nu știu dacă la asta, dar poate și la asta se referă continuu, sau poate fi citit alternativ, pentru că de la bun început fiecare poem în subsolul lui te trimite la o pagină și atunci paginile de la început și paginile de la sfârșit sfârșesc ca să se întâlni undeva la paginile 74-75 într-o tăietură în care fiecare poem din prima aripă sau prima parte și are corespondentul, contrapunctul sau opusul sau similul său în partea a doua. Și atunci există un alt mod, mai puțin comod de a citi, care te trimite de la pagina 18 la 139, de la pagina așa mai departe, și cele două lecturi ale poemului te aduc exact undeva pe exact pe mijlocul volumului. Da? Cam aici. Și atunci, oarecum, lectura se încheie în mijlocul cărții, într-un fel. Sigur că e și un truc de structură, da? E un joc pe care Vasile îl propune citorului, și nu e obligat la acest joc. Da? Dar are... Dacă îmi dai voie, Rare, să spun chestia asta, da. Pentru că nu am ocazia asta să te întrerup, mi se pare că e o sperietoare așa cumva să crezi că cartea asta poate fi citită doar dacă știi filosofie sau ai citit, sau ai ascultat foarte multă muzică clasică. Nu e doar așa, sunt niște scurtături. Niște shortcut pe care poți să mergi să ajungi mai repede acolo unde te-ai pornit, dar de fapt există și alte căi să ajungi acolo în miez, iar miezul pentru mine este viața și sensul vieții. Dar exact asta spunea și Rareș când vorbea de partea emoționantă a cărții, adică de unde te aștepți să fie o structură de asta matematică, un fel de poezie a formulilor criptice, la un moment dat descoperi foarte multe versuri care pur și simplu te apucă de inimă sau de gât, nu știu ce, care te, printr-un fel de tandrețe, aproape te sufocă. Adică eu țin minte, inclusiv la lansarea din librărie deja, deci după lansarea de la București, la Bookfest, a avut loc pe 6, dacă mi-am amintesc bine, 6 iulie, o lansare la librărie din centru și atât Vasile Romanciu cât și Nina și Lucia Țurcanu au extras versuri sau secvențe care erau de o emotivitate extraordinară și culmea că multe dintre ele de fapt coincideau de la unul la altul, pentru că evident că sunt niște zone în care, dacă vrei, de o maximă sensibilitate și găsite niște formule memorabile. Pentru mine, de exemplu, una dintre cele mai memorabile este acest timpul când culoarea mea preferată e albastru venilor tale, care evident că odată intrată în cap este foarte greu să... Dar, Rareș, te-am întrerupt cumva, te rog să-ți... Dacă nu să-l continui, atunci să reîncep discursul. Dar nu mai aveam multă de spus. Ce am să spun este că oarecum îi propun acest joc citorului, dar îl și ajută. Adică lectura continuă a volumului e mai labirintică decât lectura alternativă.
dacă citim de la pagina 1 la pagina 160, trebuie tu să-ți oarecum să-ți faci eșafodajul de structuri, citind așa alternativ, prin salt, oarecum peste coerența labirintică acestor povești, că sunt povești ale sinelui, da? E și, cum să spun, evenimente ale sinelui. Multe dintre ele sunt emoționale și emoționante, așa cum bine spune. Aș preciza doar că aceste evenimente ale sinelui sunt doar, poate abia dacă schițate, pentru că, de da, fapt, sunt ca mici fisuri din, da, care bănuiești că ce se întâmplă. Sunt, da, niște mici zgârituri într-o sticlă în care, dacă te-ai apropiat cu ochiul, abia dacă ai vedea ceva, dar ceea ce transmit el e, de fapt, o întreagă emoție. Adică, de fapt, reconstituie un fel de trăirea poemului printr-o singură secvență. În sensul acesta, mi se pare aproape o scriere, aproape ieroglifică sau ceva în genul acesta, în care cu vârful sabii ninja se schițează câteva trăsături în poem, pentru că, bun, ele sunt întinse și avem o carte de 100 și ceva, 60 ceva de pageni, dar dacă am pune textul Ottova, deci are și un volum foarte subțire, în sensul, deci, de cuvinte, deci nu este o inflație de cuvinte, cuvintele mai degrabă lasă să scape ceva, deci o anumită emoție, decât o descriu o toarnă în tipare. Și în acest caz, și aici, deci, bine, din ce am citit noi la zi din toată poezia românească actuală, o poezie în mare parte acum foarte gureșe, sunt câțiva autori care cumva merg pe modelul acesta al nespusului sau a începutului de spus pe care trebuie să-l continui cumva în mintea ta. Și aici mă gândesc, de exemplu, la că oricum, vrei, nu vrei, oricum trebuie să mai facem și trimiterea, să dăm niște referințe la autor, pentru că așa face și Vasile în carte și prin citatele, numeroase citate și prin trimiteri și prin dedicații. Mie, ca structură lirică, bun, mă gândeam, sigur că la poeții din Vânt potrivit până la Tare, dar mă gândeam la Daniel Turcea Bănoară, care are și el o poezie mai degrabă a tăcerii decât a cuvintelor. Tatiana, m-ați sensibilizat, pentru, da, că în, da, momentul acesta m-am pornit așa să iau Epifania, ediția Princeps. Deci, e un detaliu pe care l-am mai spus cu ocazia unei formidabile întâlniri, formidabile grație gazdelor, elevilor care au citit și au pus întrebări realmente stimulative la liceul Spiru Haret. Dincolo de numărul poemelor, și anume 77, lungimea acestei cărți este în registrul ei intim și un omagiu pentru Epifania lui Daniel Turcea. O carte care, de asemenea, trece de lungimea previzibilă a unui volum de poezie. Și faptul că se regăsește în motoul, mai bine spus, da, la începutul unui poem, Așteptarea, alături de Alexandru Vona și Dorin Liviu Zaharia, la rândul lui, un poet care m-a uluit și a cărui reconsiderare cred că va fi, când va fi să fie și trebuie să fie, una dintre revelațiile culturii române literare în actualitate și în perspectivă. Acum am închis. Mi se pare foarte, foarte, da, importantă această precizare, pentru că prin felul tău de a scrie literatură, de fapt nu doar poezii, dar și ce am știut, ce am citit și suficient de mult și eseu și interviuri, tu ai permanent o raportare la niște maestri, dar e o raportare cumva, nu doar că îi periez, nu știu ce, e o raportare eficientă, în sensul în care, ca și cum există un fel de continuitate în discurs, chit că, mă rog, fiecare și-a, mă rog, s-a manifestat într-o anumită cheie. Și țin minte foarte bine și momentul în care se structura această carte, toată atenția cu care ai
plus partituri, ai pus dedicat toate acele motori care, evident, desenează o anumită geografie, deci o geografie literară. Și în acest sens vreau să o aduc în discuție pe Tatiana Țibulea, care a debutat cu o carte, deci vorbesc de acum debutul romanesc cu Vara, în care m-am avut ochii verzi, care evident, pentru început, ca punct de plecare, făcea trimitere la Aglaia Veteranii, evident. Și a scris și Radu Vancu pe coperta a patra și nu știu. Dar după aceea, deci evident că scritura deja este cea a Tatianei Țibuleac. Cum ai citit, Tatiana, deci o carte care într-un fel îți propune, dacă vrei, și o mică istorie a picturii și o mică istorie a muzicii, nu mai vorbesc de toate referințele literare. Cu interes, cu admirație pentru admirația lui Vasile și chiar voiam să întreb la un moment dat cum se scrie o astfel de carte, se scrie cu cărțile pe masă, se revine la cărțile de pe raft sau e ceea ce rămâne după toate lecturile și toate, nu știu, toată muzica ascultată și toate expozițiile vizitate, e ceea ce rămâne, esențialul, asta a fost în cartea asta. Am avut senzația pe alocuri că unele poezii s-au scris efectiv așa, tăind bucăți din cărți vii de pe masă și cumva scriind în timp real, pe când altele, fără chiar să-și dea seama, probabil deja erau stocate undeva în Vasile și acele poezii erau deja parte a lecturilor și a ceea ce rămase. A fost o carte... Am avut o plăcere a lecturii, iar spun asta pentru că am citit-o de câteva ori. Nu cred că este o carte pe care o citești odată și zici, gata, am citit-o și ce-mi rămâne, asta e ceea ce am de gând să spun. Am revenit la ea și probabil că voi reveni, dar spuneam la început că Vasile este un copil precoce, așa îl văd eu, nu mai este copil, dar în scris e unic pentru spațiul nostru și am impresia că e mereu în această căutare, acestui cuvânt care să țină piept la toate și cu siguranță voi reveni la Vasile ca scriitor. Nu cred că este și în căutare a diferitor oglinzi în care să se reflecte, pentru că interesul sau deschiderea asta spre vari zone de cultură, de literatură, este, cred că îl caracterizează cu brio. Apropo, ai spus de plăcerea lecturii și mi-am dat seama că probabil în poezia la zi, nu știu dacă la foarte multe volume putem aplica acest criteriu orar, așa? Pentru că există foarte multe poezii care cumva și afișează un fel de sictir, un limbaj care numai limbaj de plăcere nu este. Și atunci, hai să punem puțin într-un context mai general. Uite, tu ai început, ai spus deja, ai pomenit de generație, sau deja post-2000, și ai zis de acest volum care vine cumva în răspăr. Hai să încercăm să facem așa o cartografiere mai generală a ce se întâmplă acum în poezia foarte tânără. Poezia, zicem, de ale unor autori debutați în ultimii 2-3 ani de zile. Cred că nu sunt cel mai bun om pe care să-l întreb. Dar n-am întrebat pe cei mai buni, pentru că cei mai buni își scriu... Da, aș referi la poezia lui Vasile decât la o privire din acel teritoriilor poetice, dar lucrurile pe care le-ați remarcat mai devreme, și anume că poezia lui nu este, e personală, dar nu e biografistă, da? Adică evenimentele vorii sau evenimentele sinelui sunt schițate și ideea unei afectivități ieroglifizate, da, în care, sau unei biografii ieroglifizate, în care atât evenimentul cât și sensul lui afectiv sunt doar schițate, sunt doar un caracter rămas pe pagină, mi se pare potrivită. Sigur că și poezia română de astăzi s-a mișcat, adică ea s-a deplasat dinspre biografismul de acum 20 de ani, și că poeții mai tineri au alte modalități de a transfera evenimentele propriei vieți sau sensurile propriei vieți în poezie.
Dar ce interesant este că Vasile nu seamănă nici cu mai tinerii debutanți din poezia română contemporană. Adică e destul de singular, adică nu e în el se au ecou voci mai vechi ale poeziei, dintre care pe unele le-ați amintit sau pe unele le disting și eu, pe altele poate trebuie să mi se spună că sunt acolo. Mi-a venit în cap ideea lui Harold Bloom din Anxietatea Influenței, o carte pe care de mult am tradus-o. Primul stadiu prin care un autor puternic se desparte de un maestru, dacă ideea de maestru a apărut mai devreme în discuția noastră, se numește clinamen la Bloom. Este un fel de despărțire, un fel de gest corectiv prin care mai tânărul poet se desparte oarecum de influențele care îl produc și îi produc anxietate totodată. Oarecum și parte din... Sigur că poezia din volumul acesta e însuși un proces, adică unele poeme am văzut sunt din 2017, dar scrise prin 2019, adică au 2 ani de referință la ele. Da? Deci ele trebuie cumva înțelese și în această structură de texte reluate, rescrise, refăcute, da? Deci surprinde oarecum o imagine prin timp a poeziei sale. Dar cred că volumul oarecum este un volum de clinamen. E un volum în care, chiar de la debut, un poet își creează diagonala de la modelele care l-au influențat, ceea ce mi se pare că e un lucru foarte bun, pentru că adesea volumele de debut pot să fie covârșite, da, de modelele care se resimt în ele sau pe care le resimți în ele. Da, cred că e o chestie foarte interesantă, tocmai prin dinamica pe care o propune, inclusiv în acest volum, pentru că există o dinamică și în sensul acesta, acele adaptări de sub poeme, cred că le ajută. Vedem cum textele cresc și unor cresc, același text crește în timp, în 2-3, ca și cum revizitări ale textului și dinamica aceasta care cumva este și a structurii, pentru că reține un anumit număr de texte în prima secvență, a doua, deci e ca un fel de avalanșă, sau nu, mai degrabă ca un fel de progresie geometrică care este ridicată la putere. Adică e apropo, o sintagmă care, pe care, mă rog, și în conversațiile noastre cu Vasile pe chat sau în viața de toate zile o folosim, sau uneori o folosim așa cu parcimonie, dar foarte la moment, este un fel de poezie ridicare la putere, pentru că tot ce ține de biografic, de lestul ăsta, zicem, corporal, rămâne cumva acolo, este doar un punct de plecare de la care după aceea se desprinde o idee, se desprinde o anumită tonalitate. Și vreau să intervine poate și Tatiana și Rareș, pentru că haideți să vorbim foarte puțin și de scritura propriu-zisă. Și aici mă gândesc la Tatiana cu o scritură foarte economă, cu fraze foarte nervoase, exacte, fără să le întoarcă de 10 ori pe o parte pe alta, adică fraza care merge exact la țintă. Tatiana, te-ai remarcat, adică cred că foarte multă lume a remarcat acest fel de scritură al tău. Și bănuiesc că aici te regăsești cumva și în scritura lui Vasile, care este una fără niciun fel de înzorzonări, fără niciun fel de artificii. Este exact, deci, săgeata și ținta. Te rog, Tatiana. Nu prea pot să vorbesc despre... Nu facem teorii, vorbim spuri. Nici în scrisul meu nu sunt tot timpul egală sau economă. Probabil că în grădina mi-am dat mai mult drumul la nostalgie și la tot felul de chestii. În vara, probabil că stilul a fost mai concis, dar am avut și foarte multe adjective. Cred că aș fi putut face 10 cărți doar din adjective. Nu mi s-a părut scris egal nici cel al lui Vasile, pentru că probabil că, nu știu dacă este vorba doar de timpul în care au fost scrise toate poeziile, dar este diferit. Este diferit și cred că toate aceste chei de lectură dictează și scrisul. Vorbeai un pic mai devreme de maestri și ucenici. Știu că îți place tema asta și am vorbit de multe ori despre asta. Și mă întrebam în timp ce
Citeam dacă nu te văd și pe tine acolo, știi? Pentru că dacă stau să mă gândesc imediat la un maestru și la un maestru mai mic, la un ucenic, cred că tu și Vasile aveți și voi un tandem așa foarte... pe care eu l-am văzut. Da, e un fel de banda lui Nobus, nu se știe niciodată cine este ucenicul și cine este maestru. Și cred că asta este lucrul cel mai frumos, pentru că pot să spun cu toată sinceritatea, discutând tot felul de lucruri, foarte multe idei mi s-au primit în cap, pentru că a venit o perspectivă foarte tânără, inclusiv, și nu e un secret pentru nimeni, uneori ne dăm să citim texte în premieră, adică foarte multe din poemele care s-au ajutat în carte le-am citit poeme aparte venite, mă rog, pe mail. La fel, Vasile a citit un fragment din romanul la care tot lucrez de niște ani de zile și observațiile sale mi s-au părut extrem de percutante și pertinente. Și cred că și asta este o anumită școală a literaturii, apropo de școli literare. Aș vrea să aud câteva cuvinte și de la Rare și apropo de scriitură, dacă ai ceva de nuanțat sau ți pare ceva important să spui la capitolul ăsta. E mai important, nu știu, dar am remarcat la rândul scritura economă, așa, scritura oarecum lipsită de ornament, cum spuneai, și un oarecare minimalism al tăieturii și al expresiei, adică se ferește de adjective prea multe, se ferește de versuri prea lung, se ferește de a fi retoric și baroc. Există o retorică minimalistă care sună destul de puternic, da? Care dă ritmul multora dintre poeme. Dar e o scriitură aproape ascetică, într-un sens, în care se vede că el și-a însușit-o și și-a adâncit-o și că nu e, cum să spunem, din încheietură sau din... nici nu e o voce lăsată să delireze lingvistic. Ai spus foarte bine, și-a însușit-o. Cred că a devenit una cu Vasile, adică eu cred că este exact pe măsură așa. Ai zis mai puțin mai sus, este o sună destul de puternic. Eu chiar aș vrea să auzim cum sună poemele lui Vasile Grebincea. Când le citeam de pe pagină, mi-era foarte greu să-mi imaginez cam ce melodicitate vor avea. Adică e o nebunie. Și atunci eu propun să trecem la partea pentru care, de fapt, ne-am adunat cu toți, adică am vorbit despre poezie, am făcut un fel de eșafodaj critic, am pus niște scene, niște reflectoare pe poezia lui Vasile Grebincea. Aș vrea să auzim câteva poeme și pe final o să spune fiecare, deci un cuvânt, două, pentru ca această carte să iasă din spațiul acesta virtual și să intre în bibliotecile cititorilor. Vasile, te rog. Emilian, dacă mă... Da, te rog, Tatiana. Trebuie să plec, da. Am aici o mică urgență. Vasile, eu, cum spun basarabenii, te cuprind, îți mulțumesc pentru carte, te felicit cum de eu. Care nu poate fi ignorat și aștept să ne întâlnim în cărți și pe rafturi și pe unde ne mai prinde viața. Așa că... Mulțumesc, Tatiana! Îmi pare rău, dar... Ești cu noi oricum. Mulțumesc tare mult și bine că ne-am văzut și sper să ne vedem cât de curând și la Chișinău. Mulțumesc. Seara bună, Tatiana. Vasile, te rog să-ți intri în rol. Partea mea preferată a trupului. Variantă posibilă. Moto și un punct de vedere diferit. Partea cea mai frumoasă a corpului este mișcarea. Ridi Silvia Manor, Save As. Trece dincolo de trup. N-aș putea spune de unde începe și, mai ales, până unde se întinde, până unde se va extinde. N-aș schimba asta. În legătură cu începutul ei, am o variantă frumoasă și posibilă. Am aflat și variante ale altora, fiecare aparte. E loc în ea ca nicăieri altundeva. E locul în care poți călători mult, mult, chiar și când nu-ți schimbi locul. Filtru fără egal, fără ea,
coerența nu e posibilă. Pe toate aproape le leagă și le distinge. Te ajută să rămâi, să înțelegi ce se termină, nu se termină, când se termină. Voi citi poemul alternativ, care se numește Limpede și e cu o dedicație pentru poetul Vasile Romanciuc. Vreau să simt că nu-mi lipsește ceea ce nu pot avea. Să nu-mi doresc să fiu altcineva. Să mă bucur sincer pentru cei mai buni ca mine. Să fiu alături cui e firesc, să pot să nu aștept nimic în schimb. Să nu mă simt rău, fiindcă nu am reușit mai mult până acum. Să nu uit unii oameni cu care încerc să vorbesc despre problemele mele. Au mai multe probleme ca mine. Să fac tot ce pot să merit ce am, chiar dacă nu mi-e tocmai ușor să spun ce înseamnă să meriți și n-a fost nimeni să-mi răspundă ce înseamnă. Să știu cât să ofer și cum, să-i pot spune exact ce gândesc și să fac ce spun, să înțeleg cui și cât îi pasă, să nu fac ceea ce îmi vine greu să accept la ceilalți. Să schimb acum ceea ce pot schimba acum și ar aduce liniște și lumină mâine. Să accept senin că totul se poate întrerupe oricând și tot ce a fost nu ar fi cu nimic mai puțin adevărat. Să nu uiți de ce. Și pentru că s-a vorbit mult despre importanța memoriei culturale în această carte. Un poem dedicat lui Alfred Schnittke, care se intitulează Fermata, mezzoforte, și are un motto, dualul aud, Adrian Rogoz, tace sens nesecat. Cum se deschide o fereastră în concerto grosso 2 din spre viitor, odată cu aerul pus în mișcare, subit de tobe și chitară, niscai secunde, o rock adă din spre partea subtilă ce hotărăște hotarele amintirii, simțirii, prezenței, liniștea, lumina, una pe alta limpezindu-se, viața, vocația ei de a-ți da din nou și din nou șansa. Nu rețeta, rețeaua posibilităților ca o melodie în care poate încăpea istorie mai multă ca într-o viață și alta vârf adânc polifoniei, liniștea dintre lume și lume. Iar poemul alternativ se intitulează Another Unanswered Question. Patru vârfuri ale crucii. 33 de ani ai lui Iisus. Ce-ar fi spus John Cage? Oricum, de acum, cred, altfel voi regăsi liniștea, ascultarea din 4 minute și 33 de secunde. Și două poeme foarte scurte pe final. Limită exactă. Ne-am dăruit ce nu se poate lua înapoi, nici da altcuiva. Buclă. Nedespărțite între noi, plăcerea și liniștea, fără să se mai știe de la cine la cine. Mulțumesc! Eu îți mulțumesc! Am ajuns pe final, mă așteptam să citesc și Îmbrățișatele voci, dar este un poem foarte lung și poate e bine să-l citească fiecare cu ochii lui. Hai să auzim vocele celor care vor face ca această carte să intre în librăriile voastre. Rareș, spune un cuvânt pe final ca cineva care ne-a ascultat să fie curios să și pună mâna pe carte. Cuvântul meu de final este expresia bucuriei de a mă fi întâlnit, pentru că prima mea întâlnire în care am vorbit cu sau lângă Vasile online a fost cea din seara asta. Nu am avut niciun fel de alt contact până astăzi, în afară de cartea sa.
Și mă bucur să-l fi întâlnit și iată așa și sper să ne întâlnim și la Cluj la o lansare în viitorul nu foarte îndepărtat. Este cu siguranță un poet veritabil, un poet care se formează puternic și sper ca lumea reușește poezie să descopere acest lucru. E o promisiune această lansare de la Cluj. Eu m-aș bucura foarte tare să se întâmple, pentru că cel puțin în cazul meu Cluj a fost placa turnantă. Abia după ce am publicat la Cluj Duce pe genul de bătut în 94, m-am simțit cu adevărat scriitor român, toată puterea cuvântului, însemnând de fapt intrarea într-o conștiință mult mai largă decât cea de Republica Moldova. Așa că eu nu m-aș bucura foarte tare ca această carte să meargă mult mai departe decât spațiul românesc, pentru că deja nu s-a vorbit acum, dar atrag eu atenția. Există o secvență de poeme traduse în engleză și traduse și scrise, de fapt, rescrise de Vasile în engleză. Cred că acest gen de poezii s-ar preta pentru traduceri performante, pentru că poți merge exact pe text, nu ai nevoie să refaci altfel cumva tot lanțul versului. Așa că, deci, e un început de destin cumva transnațional al acestei cărți. Dar pentru început, hai să ajungem cu cartea la Cluj, la Timișoara și bănuiesc la alte festivaluri de poezie. Pe final, spun și eu câteva cuvinte. Pe mine, nu doar ca redactor de carte, ca autor, ca scriitor, mă marchează orice relație îndeaproape cu un poet atunci când dintr-un manuscris se face o carte. Și am povestit, apropo, zilele astea, a fost la Chișinău Dan Coman și Șerban Axinte, care ambii au publicat la Cartier și ne aminteam cum a publicat Dicționarul Mara, în ce formă a ajuns cartea și cum a apărut. La fel, Scâșnetul Dinților. Și nu degeaba am vorbit ceva mai sus despre acea senzație de banda lui Moebius, în care trecere de la cine e maestru, cine e ucenic, cine de la cine învață, cine cui ridică mingea la filou, se întâmplă foarte firesc. Eu cred că, de fapt, poezia este, și am mai spus lucrul ăsta, deci o repet pentru a multă oară, dar țin foarte tare la această idee. În poezie se înaintează ca în rugby, dând pasuri înapoi. Și abia când tot pachetul de înaintare, dând pasuri înapoi, ajunge la capătul terenului și marchează un eseu, atunci se întâmplă minunea. Cred că prin toți acești autori pe care Vasile îi aduce cu noi în rândul întâi, că e vorba de Dorin Tudoran, de Rolf Bosser, de Madi Marin, de, mă rog, Dedicații, de Kieślowski, de Schnittke, etc., Vasile, de fapt, readuce în actualitate emoția însăși a creației. Cred că această carte, de fapt, în ultima instanță, este despre creativitatea care își găsește fiecare vocea potrivită pentru genul de muzică, pictură, poezie, etc., etc. Acestea sunt vocele care au vorbit în seara asta. Mă bucur foarte tare că v-am pus în față Rare și Vasile. Sper ca din această întâlnire să se nască și o prietenie literară. Eu vă mulțumesc la toată lumea și sper să ne revedem cu bine și la târguri de carte, în care să mai conspirăm la fel de frumos și fructuos ca în seara asta. Mulțumesc foarte tare! Seară bună! Eu vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult să ne revedem cu bine! Cu bine!